în cele trei județe din sud-vest, Caraș, Gorj și Mehedinți, se va acumula o cantitate importantă de apă, pentru că vineri după amiază sau vineri la prânz, când încetează cea de-a doua atenționare, există mare probabilitate să prelungim atenționarea, dar numai pentru partea de sud-vest. Există al doilea punct în care trebuie mare atenție, e vorba de curbură cu județele Prahova, Buzău, Vrancea. Și al treilea punct, Suceava, Botoșan și Neamț,